De tăiat, de asta se face, știi. Și. Oh, Hai, să dau aici. Hai, ești pregătit, da? Hai, gata. Uh, uh, bună, Diana. Este serios, nu? Da, da. Bună, Diana. Uh, mersi, mersi, mult, mersi mult că, că la ora asta, după birou, ești cu mine aici pe podcast și vorbim despre. vedem noi despre ce vorbim. Um, spune cum ești? Ești ok? Da, sunt bine. Mă bucur să fiu aici. Um, nu știu cât ce am s-au făcut, de n-am <laughs> mai, mai vorbit. Mm. Cred că patru ani, da. Um, ok, spunem, um, de regulă ce, cum, um, cum încep episoadele. O să te rog să oferi ascultătorilor o descriere, o scurtă descriere a experienței tale academice și profesionale și apoi o să încep cu întrebări, de regulă plecând de la studii, uite pot să plec de la liceu, că noi am fost colegi de liceu, până în punctul de azi și adică să amintești și unde ești, în ce, în ce locație. Ok? Ah, da. Ok. Ok. Ah, păi, cum ai spus și tu, am fost la liceu împreună la Sfântul Sava. Apoi m-am decis să continui pe stomatologie și am făcut facultatea de stomatologie Carol Davila. A, și apoi, tot așa, prin ultimul an de stomatologie, a venit o prietenă, a, Iulia Dogaru, ah, tot okay. de la noi, de liceu, <laughs> colega noastră. Da, exact. A venit și mi-a spus că, da, l-a întâlnit, întâlnit pe prietenul ei în Erasmus, care este din Berlin și că își dorește, au o relație mai serioasă și își dorește să vină, să vină în Germania să-și continue rezidențiatul. Și atunci eu de mult începusem un în demers la facultate să creez oportunități pentru studenții de la Carol Davila să meargă în afară. A fost un proces destul de. Hmm, nu foarte lin, a fost un fel de bumpy ride, și cred că atunci când am tras linie, nu știu dacă a fost chiar succesful, ca să zic așa, însă de mult îmi doream ori în Anglia, ori în. Bine, eu studind uh, germană, engleză și franceză, aveam cam de unde să aleg. Aș fi vrut să merg în Anglia, pentru că, na, engleză. You know how it is, dar uh, ea venind cu, cu asta și studiile și rezidențiatul în Germania fiind, uh, mă rog, cost los, ca să zic, adică fără bani, gratis, uh, mai mult sau mai puțin, <laughs> adică nu ca în Anglia cel puțin, uh, m-am decis să plec cu ea. Bineînțeles, ca toate deciziile mele, două minute, hai, mergem, mergem! Asta a fost. Uh, da, și apoi am venit în uh, Berlin, prima, mea, prima oară în Germania, adică a fost. Wow! De fapt, <laughs> mai, întâi, mai întâi am dat uh, rezidențiatul la Carol Davila, nu am intrat în București unde îmi doream, uh, și nici pe ortodonție. So, am zis adio, așa, și um, mi-am uh, am făcut foarte repede, adică am recapitulat tot ce a. Tot ceea ce însemna germană, a trebuit să-mi dau certificatul că asta era una dintre primele chestii care ai nevoie ca să vii ca medic. Uh, da, ca medic, să ai un B2 de germană, ca să zic așa. Uh, și uh, am, nu am plecat, ci am așteptat să primez niște interviuri, adică am aplicat la diferite. Joburi și am pe, pe, pe domeniul meu și am așteptat să uh, mă cheme cineva. Și din momentul în care m-au chemat, am venit, am zis hai să încerc. Uh, planul era să vin după o săptămână acasă. Da, nu s-a întâmplat, am rămas acolo pentru că primisem deja mai multe joburi uh, și atunci, de atunci, na, am rămas aici cum ar veni. Uh, primul job al meu a fost la. Um, un tip din Moldova uh, Și în același timp făceam, mergeam la el Ca să văd cam cum stă treaba Pentru că aici există un program De asigurări de sănătate Prin care se lucrează Adică tu ca medic îți primești banii De la asigurarea de sănătate în principiu Nu de la pacient Pacientul plătește asigurarea Împreună cu salariul Și... Um, tu îți primești banii de la asigurare și atunci trebuie să știi tot felul de chestii legate de asta și am vrut să învăț chestia asta. În același timp făceam un curs plătit de statul german uh, pentru integrare, gen de um, limbaj medical um, și apoi trebuia să dau, ca să pot să-mi încep jobul propriu zis, că de fapt până atunci aș fi lucrat ca asistentă, gen asistentă fără studii, ca să zic așa. Um, trebuia să dau cum ar veni uh, lim limbaj avansat de stomatologie, cum ar veni. Okay. Uh, la colegiul medicilor Stomatologi uh, Deci, eu am făcut în același timp uh, și cursul ăsta și mergeam și la asta, și în același timp îmi căutam <gântu> apartament wow, aici în Berlin. În Berlin. <gântu> este o, e o chestie foarte grea aici în Berlin. Aici sunt da. De exemplu, am aplicat cu Iulia pentru un apartament și ei se orientează după salariu. Noi aveam ceva salariu bun pentru că eram medici amândoi și chiar dacă eram medici amândoi, a durat patru luni să ne găsim un apartament. So, da. Uh, anyway, am făcut toate astea, apoi uh, s-a întâmplat, eu zic, totul destul de rapid. Uh, deci am venit în februarie, apoi în iulie. Deja mi-am dat examenul, mi-am dat examenul, cursul era de trei luni, dar eu am zis după o lună, sorry, eu sunt gata. Mi-am <laughs> dat, mi dat examenul, l-am luat uh, și apoi am primit un job uh, pe stomatologie generală, pentru că aici, ca să ți ce rezidențiatul pe orto, trebuie să ai un an de stomat generală. Um, și mi-am început jobul pe Stoma Generală. Nu pot să zic că Stoma Generală este una dintre pasiunile mele cele mai mari din viață, dar, ok. Totul se schimbă când încep să lucrez, adică în facultate ai tu niște idei. Bine, eu am lucrat și în ultimul an de facultate, dar una este când stai tu în partea stângă și nu lucrezi, ai tu niște idei, da, cred că mi-ar plăcea să fac asta, dar nu sunt sigură, știi? Și alta e când lucrezi și zici, da, îmi place chirurgia și ortodonția, cum mi-a plăcut de la început. Bine, cu ortodonția, de fapt, nu a avut sistem așa mult contact, eu făceam stoma generală, dar anyway. Uh, și am fost la jobul respectiv. Nu a fost cel mai bun an din viața mea, ca să zic așa, dar eu aveam un cel gen, frate, tu trebuie să-ți faci anul ca să mergi la ortodonție. Că fără anul ăsta n-ai nicio șansă. Și apoi, din ce îmi spun colegii, am avut mare noroc că, fix, când căutam eu să plec de acolo, fix s-a întâmplat să fie un loc liber. Um, la un... Aici sunt 20 de locuri, 20 de locuri pe Berlin, unde poți să mergi în cabinet și să-ți începi rezidențiatul. Aici, rezidențiatul pe ortodonție înseamnă. Ai cumva două căi: ori să-ți faci masterul, care este, mă rog, trebuie să dai mulți bani ca să-ți faci masterul și ai, gen, trei zile de practică, uh -huh. ceea ce nu prea mi-a convenit mie niciodată, plus că nu se echivalează în toate țările, deci nu mi s-a părut chiar ok. Mm, și mai ai, cum ar veni specializarea noastră, cum e la noi specializarea, care este și echivalat peste tot. Um, și pentru asta trebuie neapărat să faci un an de facultate, adică un an la facultate. Hmm. Hmm. Asta este punctul la care toată lumea, cum să zic, cade și zice no way in hell, adică nu, nu prins loc la facultate, pentru că, da. da, nu sunt locuri nici măcar pentru cei de aici. Um, nu există gen un test, nu există un timeline când poți să aplici. Sunt și, bineînțeles, doamnele de la secretariat, le cunoaștem toată lumea, de la facultate și așa. Și zic, iar dumneavoastră nu privim aplicații și întreb, da, dar când se poate? Că tu trebuie să-ți faci rezidenția. Știi, adică nu că ești tu enervant ca om, ci vrei să-ți faci rezidenția. Tu vrei să știi, bă, se poate, am vreo șansă. A, pentru că ai, ai voie doar patru ani să ai timpul ăsta în care trebuie să-ți faci rezidențiatul și trebuie să-l ai neîntrerupt. Adică nu poți să, nu pot să, gen, întrerup și să zici, stai că la facultate încă nu este loc pentru mine. Știi? Și totuși le sunt pe doamnele de la secretariat și zic, sorry, nici măcar nu avem chef să vorbim cu tine. Anyway, asta a fost treaba cu facultatea. Mă rog, eu am intrat prima oară la un cabinet. Da. Nici acolo n-a fost viața mea prea bună, ca să zic așa. Sorry să dezamăgesc lumea, dar nu a fost ceea ce m-am așteptat din punctul de vedere al educației acolo. Dar poate că este o treabă generală, pentru că la cabinet trebuie să faci cumva bani. Și nu să. Mă rog, chiar dacă este un cabinet care, de fapt, cu coordonare pentru rezidențiați, uh, nu s-a întâmplat asta. Cel puțin nu mie. Poate colega mea uh, nativă a primit mai mult din partea asta de așa, dar. Uh, anyway, apoi, surpriză, s-a întâmplat ca cei de la caritate să ne invite la. Uh, la un interviu, știi? Și eu tot... De fapt, eu eram în punctul în care, al vieții mele, când, -a, când a venit acest anunț, acest post, în care vreau să mă întorc acasă sau să aplicasem și în Elveția, aplicasem și în Amsterdam la facultate, știi? Ca să-mi fac anul de facultate. Și am zis eu la cabinetul ăsta, nu mai... Nu mai vreau, nu mai stau, că stau degeaba. Um, și... Ori, ori prind un loc aici, sau în Elveția, sau uh, oriunde altundeva la facultate, ori mă întorc acasă și dau rezidențiatul, mă pregătisem, îmi dau la dată cărțile de rezi, nu știu ce. M-am dus la interviu uh, și nu știu cum am obținut postul. Nu știu cum, bine, am dat o probă, am dat o probă uh, care a fost, mă rog, uh, un pacient și dacă luai proba, ca să zic, așa mai discutau cu tine în continuare. Mm -hmm. um, da. Și a fost ok. L-am am luat. Au discutat cu mine în continuare, spre marea mea surprindere, probabil și a lor. <laughs> și uh, mi-am început munca din octombrie la facultate. Uh, este una dintre, nu știu, este best job of the world. Da? Pentru mine sunt foarte fericită. Sunt super fericită cu coordonatorul meu care este un, un absolut mentor pentru mine și știu că mă uitam înainte la con congrese și așa, știi, și vedeam toți oamenii ăștia care la sfârșitul prezentării mulțumeau mentorului lor și eram, wow, mi-aș dori și eu chestia asta în această viață, știi? Și este, deci, cred că am manifestat, știi, că tot e asta, e un trend să mai... To manifest things. Cred că am manifestat chestia asta, că mi-am dorit-o foarte mult și, da, domnul profesor, ca așa-i spun eu mereu, este un absolut mentor pentru mine și chiar am foarte multe de învățat și în orice colț, dacă te pierzi în, în facultatea respectivă, probabil că o să dai de un om care este specialist pe o chestie și, da, poți să te pierzi acolo și să rămâi acolo. Cam ăsta a fost drumul meu. Ți-am zis un drum destul de greuț um, cu hopuri și ți-am zis, eram în punctul de nu de a renunța, pentru că vreau să fac chestia asta, dar de a renunța de a face chestia asta aici. Și se pare că am avut noroc. Băi, Diana, bravo! Îmi place wow. că ai terminat cu mentori, practic. E un subiect pe care îl ating cu fiecare, cu fiecare invitat. Um, nu știu, hai să pornim de la, vrei să pornim de la liceu sau de la MF mm, da. Carol Davila? Practic în liceu aș te întreb dacă, acum nu, nici nu mai, <laughs> mi-a culpa cum spunea, <laughs> nu, nu, mai mi-a aminte, dacă tu știai încă, încă din liceu, de, încă din, nu știu, încă de, de vreme că voiai să faci uh, medicină, că voiai să faci stomatologie sau era la final, nu, nu mai știu. Um, eu mi-am dorit ori să fiu pilot, ori să fac medicină. Ok. okay. <laughs> um, și am auzit că la m partea de pilot trebuie să dai mai întâi o probă fizică. Probabil că cu mentalitatea de acum aș fi luat-o de 500.000 de, de ori, chiar dacă nu sunt cea mai atletică persoană din lume, dar atunci mi se părea ceva gen no way in hell, ca să zic așa, și atunci mi-am dorit să fac. Adică am mers mereu pe ceva ce am crezut că mă pricep, adică că mă pricep la chestia asta și îmi face plăcere. Și la biologie eram destul de bună, mi se părea super ușor să înveți chestiile astea și am zis ok, ca să vezi ce mentalitate în liceu. Nu pot să zic că eram cea mai... sclipirea, știi, sau așa, zic eu. Um, da, ok, să fac medicina, dar care se va termina mai repede ca să... na... Care, care dintre medicina generală și stoma voi ajunge mai devreme să fiu specialist și să am așa? Și zic eu, stoma. Întreabă-mă dacă mi-am terminat rezidențiatul la 28 de ani. <laughs> a fost un mistake. Dar uh, uneori în, uh, greșelile noastre ne aduc în, uh, și în zone bune, așa că... Anyway, deci eram bună pe bio, și atunci uh, mi-am ales medicina și stomatologia. Printr-o greșeală am crezut că pot să termin mai devreme decât medicina generală. Da. Și atunci mi-am ales stomatologia. Um, uite, că spui, cu mentalitatea de acum, probabil că uh, ai fi ales, de exemplu, să te faci pilot și ai fi trecut testele și așa mai departe. Am un vor care acum e la... E, a, a 11-a sau a 10 la SAVA, niciodată nu, nu, nu uit ce clasă e. Am uh. auzit de părere, da, da, da. Uh. Din discuția cu Vodă, da. Că și Vodă are, are, are un frate care e la SAVA acum. Da, da, uh. da, da, da. da. Și, uh, practic, ce ai face diferit dacă ai fi acum în liceu? Adică de ce spui cu mentalitatea de acum? Ce, cum gândeai în liceu? Ah. Da. Aș face multe chestii diferite. Um. Cred că în liceu nu eram destul de dezvoltată, eram pasionată de foarte multe lucruri, însă uh -huh. nu aveam um, un fel de disciplină, ca să okay. zic așa. Pentru că prindeam lucrurile foarte repede și atunci, da, bine, mă concentram foarte mult pe partea asta de Uh, bine, cred că în liceu e cam de vreme spus. Bine, Vodă știu că el și-a găsit pasiunea din liceu și așa nu toată lumea reușește să și-o găsească, cred că din facultate. Din facultate uh -huh. mi se pare că ești puțin mai copt și atunci poți să faci chestia asta, știi? Uh, aș vrea să zic că nu aș mai face încă o dată greșeala să mă bazez doar pe faptul că prin lucrurile foarte repede. Okay. E bine să-ți faci uh, o disciplină. Ai n ai chef, să faci o chestie, trebuie să o faci, și să înveți să fii disciplinat în fiecare zi și să faci chestia asta, pentru că asta îți va aduce uh, succesul. Bine, trebuie să ai și uh, o mentalitate bună și să știi să gândești, dar um, uneori poți să intrești pe oameni dacă ai disciplina asta. Um, și al doilea lucru, cred că eram concentrată pe niște chestii totale greșite, cum ar fi prieteni, chestii, trestii, bla, 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 sau aveam foarte multe hobby dar nu mă apucam de niciunul disciplină, știi ce zic? Adică chestia asta lipsea, nu mă apucam și mă duceam până la capăt de multe chestii pe care eram foarte bună, foarte bună, adică îmi plăcea să le fac, dar ziceam da, începeam, mă uitam puțin la ele, ziceam da, ok, mi-aș dori să fac asta, dar nu eram ca acum, acum sunt... Asta e ținta, acolo ajungem, nu contează cum, dar o să ajungem, știi? Și de multe ori ajung până la capăt, știi? Și îmi pare foarte rău pentru că atunci aveam foarte mult timp liber, pe care acum nu-l mai am, și nu mi-aș fi dorit să încep de mai mică cu chestiile astea pe care eu sunt bună, informatică și toate chestiile astea, și nu le-am început pentru că eram canalizată pe total alte chestii. Da, imaginea de sine, care este rolul meu în viață, chestii din astea. Cred că e important să descoperi ceea ce îți place și apoi să mergi pe chestia asta, să dezvolți chestia asta și să vezi dacă îți place în continuare și să o dezvolți să o dezvolți până ajungi într-un din ăsta în care să fie your daily life și să mă rog, știi, știi um, chestiile alea pe care le tot auzi să nu ai concediu și să faci ceea ce ți place, eu cred, eu cred în chestia asta, pentru că ajungi, dacă faci ceea ce la, o chestie la care ești bun și știi că îți place să faci chestia asta, chiar cred că poți să ai o daily life în care te duci la muncă, dar nu e o muncă, ci îți face plăcere să fii acolo. Absolut. Și atunci, da, cam, uh. cam asta este. Deci, dacă ar fi să dau un sfat colegilor mai mici, este să fie mai disciplinat și să încerce să vadă în perioada asta de formare, nu numai A, și eu aveam nu știu, aveam tot așa o gândire greșită și mă gândeam mai dacă eu fac acum stomatologie, chiar dacă eu sunt bună la alte chestii, nu mă bag pe asta, că știi rezultatul final este să fiu bun la stomă. Uhum. Nu! Ai timp de de toate atunci. Atunci e perioada potrivită să-ți dai seama ce... unde tu ești mai bun, ce vrei să combini în viață. Că ai, de fapt, în viață poți să combini foarte multe lucruri care îți aduc o chestie unică. Tu, ca persoană, poți să faci și asta bine și asta bine, știi? Și asta te diferențiază și te aduce mai sus decât ceilalți care fac alte lucruri bine, Na, ca să zic așa, din domeniul tău. Și cred că e bine să încerci cât mai multe chestii, să nu te gândești, da, eu acum am profesia de... Bine, depinde de fiecare om. Mie îmi place să fac multe lucruri în același timp și să văd la cum mă descurc cu ele, ca să zic așa, să am mai multe challenge-uri în life. Da. Bă, îmi place. Îmi place pentru că, privind înapoi în Apoi, liceu, chiar nu, nu, știu cât de mult uh, ne cel puțin eu, -axam pe hobby-uri sau, bine, hobby-uri, nu vorbesc de basket sau de jucat fotbal în curățenie. Da, școli. exact. Uh, efectiv, de ceva creativ, chiar ascultam, nu știu, un alt podcast zilele astea și era un tip care s-a lăsat de școală, de școală de liceu, știi, și a făcut primul milion, în, nu știu, până la 18 ani um, în, în, în UK și vorbea fix de. Um, vorbea fix de treaba asta. Um, și, adică, până la urmă, trebuie să ai un hobby și să fii comit, dar trebuie în sensul real, știi? Adică, băi, vreau să fac, de exemplu, pictură, dar, ok, investește și timp și bani și vezi dacă iese ceva. Dacă nu, treci la următoarea. Da, exact. Nu doar să ai ideea că aș putea să fac, nu știu, muzică sau orice, orice poate da. să fie, skinning the game, știi, încearcă. Da, cred că este și o lipsă de încredere noi pe care o avem în anii ăștia de formare. Eu cred, am ajuns la asta, la mentalitatea în care spun, bă, nu, eu cred că e posibil să facem tot ceea ce ne dorim. Unul este să știm ceea ce ne dorim și apoi să ne cunoaștem foarte bine pe noi înseși, în sensul bă, care sunt defectele mele și care sunt calitățile mele, să reușesc să fac, să folosesc cât mai mult calitățile și să evit să, spre exemplu, eu dau un exemplu aici. Știu că obosesc mai repede decât colegii mei pentru că trebuie să traduc totul. Adică, pe, pe perioada unei zile, știu că pierd energie, eu nu-mi dau seama, dar pierd energie pentru că trebuie să traduc totul în capul meu. Și atunci știu că trebuie să-mi focusez energia foarte mult. Și să nu pierd chestia asta. Știi sau am unele defecte, sunt mai impulsivă sau știu că nu, nu mă țin de treabă. Trebuie să te cunoști tu bine și să zici, ok, am aceste defecte și aceste calități, cum poți să le folosesc cel mai bine să ajung la țelul meu. Eu cred că nu există să fii pregătit. Uneori ești pus în situații în care nu ești pregătit și te adaptezi cred că doar trebuie să te cunoști destul de bine și să știi ceea ce vrei. Ca altfel poți să obții, adică poți să obții mereu ceea ce îți dorești dacă ai toate aceste trei chestii. Mm -hmm. Cred că e super, super. De fapt, asta e cel mai important, să, să, te cunoști pe tine, pe tine însă. Și, de fapt, asta cred că e problema în școală. Și nu spun că e problema în școală în România, în general, peste tot. Adică cum să te cunoști pe tine, cum să ai grijă de tine, în sensul că să se vorbească, asta e Părerea mea personală. Părerea mea. <laughs> Ar trebui să se pună mult accent Spune. pe a te cunoaște pe tine, a avea grijă de tine, în sensul că, ok, ai să vorbești și de, nu știu, meditație sau de uh, orice, orice tehnică, adică dă-ne și metoda, ok? Uite, uh, poate că, cum ai spus tu, ești bună pe uh, a lucruri, sau ești bună pe matematică, ești bună pe biologie, uh, măcar fii conștient și dă seama de lucrul ăsta cum ai fost și la tine, ți-ai seama, ok, sunt, îmi place biologia, sunt bună pe asta, te-ai dus într-o direcție, ceea ce e un lucru bun. Uh, apoi se, se vorbească și de procesul prin care ai ajuns la concluzia asta. Ți-ai dat seama, ai făcut o introspecție. Băi, sunt bună la biologie, îmi place. Practic, hai să petrec mai mult timp uh, cu mine, să-mi dau seama dacă chiar îmi place asta, dacă nu îmi place, dacă sunt bun, că poate să-ți și să nu fii bun. Uh, și, da, cred că se rezumă la metode de a ne descoperi pe noi înșine în liceu, ceea ce nu se întâmplă. Fie suntem prea naivi, prea tineri la liceu și avem nevoie de experiența a vieții, știi? Ca să-ți dai seama de, până la urmă, să te descoperi pe tine. Dar trebuie, cred că asta e problema Ar trebui să te accent pe treburile astea, să te descoperi pe tine, că numai așa poți să-ți să dai seama ce îți place și apoi urmezi cumva o... O direcție, știi, nu-mi nu spun o, o facultate, nu-mi spun o nișă anume, știi, măcar o direcție. Uite, și bună la matematică, ai de ales între inginerie, între tech, între finanțe, știi, măcar îți dă o, știi, o, un amalgam din asta. Și apoi, la următoarea iterație, fie când ai niște, fie facultate, fie o altă etapă, mai iterezi un pic și tot așa, ca un algoritm. Um, și privind înapoi, cred că asta lipsea nu știu acum dacă se întâmplă diferit lucrurile, dar nu se pune accent pe efectiv, hai să stai un pic în introspecție și dă seama de tine, în primul rând, ești asimilezi repede lucruri, îți place matematica sau limba română, ești bun la arte plastice sau la muzică sau cât, orice spune câte ceva, nu știu, asta e pe mea, Eram și într-un din ăsta în care ți pune accent pe toate, știi? Adică bin, trebuie să iei 10 la, la toate materiile. Um, și nu prea ne dădea loc de greșeli, de um, experimente din astea. Are sens ce zic? Da, da, da. Numai că... Um... Văzând și eu fiind acum în facultate, și așa, pe de-o parte, da, ai totală dreptate și așa, numai că văd și sistemul lor, ei au un sistem atât de, cred că atât de dur uh, și de strict, încât uneori libertatea asta pe care am avut-o noi, bine, nu are legătură cu ceea ce ai zis tu. Ceea ce ai zis tu, adică ai totală dreptate, cred că ar fi bine să meargă mai mult pe chestia asta. Ceea ce vreau să zic este că și alte sisteme au um, câte un minus, știi? Și cred că al nostru a avut un plus prin faptul că aveai gen, nu era chiar așa de strict și puteai să mai faci și alte lucruri și așa. Aici este atât de dur, deci oamenii, crede-mă, deci oamenii leșină Leșină pentru că nu au reușit să-și facă lucrarea și o să piardă anul, știi? Uhum. Și ei povestesc chestia asta la masă și am impresia că chestia asta, nu știu, e cam, e cam... bine, eu spun doar de domeniul meu și de oamenii pe care i-am cunoscut, nu sunt foarte mulți pentru că nu am timp să ies ca să știi. Deci e doar o sferă de oameni, nu pot să generalizez, dar o zic oamenii, pentru că sunt toți ceea ce pe care îi cunosc. Dar cred că asta le-a limitat mult din creativitate. Cred că este asta, că prin partea asta am fost mai, mai buni, adică din acest punct de vedere, cred că avem un plus la noi în țară și cum avem noi sistemul că faci și informatică, și matematică, și engleză, și de toate așa. La ei este puțin altfel, nu faci toate materiile și poți să... Bine, pe de-o parte poți să -ți alegi tu ceea ce vrei, ceea ce și asta este bine, dar cel puțin la informatică, ceea ce e bine că am făcut -o eu în facultate și așa, na, nu e... Nu stau chiar așa de Bine, sau alte materii fizică pe care noi le știm pentru că le avem ca bază, știi? Mm -hmm. Adică pe de o parte e adevărat, ceea ce spui, că lipsește partea asta și pe de altă parte vreau să și spun că nu este doar un minus pe care îl avem, ci există diferite sisteme cu minusuri și plusuri. Asta vreau să spun. Okay. Că n-ar okay. trebui să ne vedem chiar uh, cu un mare minus. Ok, ok, okay. îmi place. Um, hai să trecem la facultate. Spunem cum a fost la UMF Carol Davila. A, la UMF Carol Davila... E, e o întrebare da. așa generală, dar ce, ce, ce crezi că e cel mai, uh, cel mai important din punct de vedere studii, din punct de vedere ceva ce, te -a, ce a pus impact, a avut impact uh, asupra ta? Um, cred că e bine să... Tot așa să descoperi ceea ce îți place să continui pe chestia asta. Nu cred că a fost foarte mult susținută această parte în facultate. Să înveți o carte de la început la sfârșit, nu mi se pare că o să-ți aducă. Oricum, când te vezi cu pacientul ăla care are dureri pe scaun și te gândești la a, în câte, era, în câte părți era împărțită pulpita. Ceea, cine o să mă audă și stomatolog o să știe exact despre ceea ce vorbesc, pulpită la cal, pulpită la rece și de fapt tu faci, când ajungi în practică, tu faci același lucru pentru oricine zice au cu pulpită, nu contează de care e aia și acolo te știi, zice da, de care pulpită, ei cinci, zici doamne, sper să trec în dodonția și așa, și ajungi la pacient, îți dai seama că nu vezi niciun canal, te uiți acolo. Asta a fost prima mea experiență la endo după facultate, știi, venind aici în Germania, să fac endodonție, ceea ce înseamnă tratament pe canal când ai dureri, ca asta se întâmplă, ca să zic așa. Nu vezi niciun canal, te uiți ca un inteligent acolo. Bine, poate sunt colegi mai experimentați, scuze. Dar nu cred, nu cred, așa. Um, da, ceea ce vreau să spun cu partea asta funny, pentru mine acum este funny, dar când mă uitam acolo la canale și nu vedeam nimica și pacientul zicea au, nu e foarte funny. Așa, um, ceea ce vreau să spun cu chestia asta este că cred că trebuia, trebuie să faci ceea ce îți place și să continui dacă facultatea îți spune nu-ți dă și se axează pe partea asta de um, note și citit din cărți și așa. Și asta este important, dar cred că trebuie să te concentrezi și să înveți tu pentru tine mereu um, ceea ce înveți. Și nu. Da, într-adevăr, e greu sistemul, că altfel trebuie să-ți plătești taxa, știi? Ori o faci așa, ori așa. Dar cred că cel mai important este să înveți pentru tine. Și acum, tatăl meu mereu îmi spunea în facultate: ăștia sunt cei mai buni ani din viața ta, trebuie să enjoy. Și eu ziceam: Sper să nu fie cei mai buni ani din viața mea, pentru că I'm not enjoying it. Ideea pe care o avea tatăl meu și pe care o am și eu acum. Atunci când mergi la cursuri și faci ceea ce îți dorești tu, știi, și îți place și așa, acum am aș duce la cinci cursuri, știi? Într-adevăr, aș vrea să vină cineva și să-mi pune o carte în brațe și să zică, uite, de aici o să înveți foarte mult. Dar asta și pentru că știu ceea ce vreau să fac și sunt canalizată doar pe chestia asta și și informația pe care o primesc acum știu că a, nu să-mi dea nimeni examen în 5 minute și o să mă întrebe ce scria în paranteză ca să iau 10 sau 9 și pic de la taxă la buget, știi, adică sau invers, știi? Deci e și asta o chestie. Cred că în facultate e important să, chiar dacă există stresul ăsta cu uh, taxă și buget, mă rog, în funcție de fiecare, cum, mă rog, are și posibilitățile materiale, ca să zic așa, la sfârșit. Nu o să mai conteze că X lua 10 și tu luai 5 sau... Nu! Nu! E egal. Când intri pe piața muncii, o să ai niște probleme, știu că așa gândeam în primul an. O să ai niște probleme atât de mari, probleme atât de mari, ce înseamnă? Adică te gândești, doamne, ce o să se întâmple cu pacientul ăsta? Știi, o să-l doară când se duce acasă sau i-am I-am extras un din ăsta. E tot ok sau o să sângereze? Sau, mă rog, ai niște probleme mult mai dezvoltate decât uh, a luat 10 sau eu 5 sau știi? Și până la urmă, toți trebuie să lucrăm cu aceiași pacienți, cu probleme mai mici sau mai mari. Nu contează ce așa, ci trebuie să, te... trebuie să înveți. Și, oricum, dacă nu o să înveți în facultate pe meseria asta, nicio problemă, o să ajungi să trebuiască să recuperezi tot, pentru că altfel nu te poți descurca la pacient și o să fii tu, mă rog, trebuie să fii chiar un netot, să zici, da, ok, nu știu, dar în continuare nu o să știu și asta este. Deci o să ajungi oricum să înveți toate lucrurile pe care nu le-ai învățat sau nu o ai dat niciodată prin ele și mai bine, mai bine faci încet, încet de la facultate, știi ce zic? Și nu te mai gândești că X a luat 10 și tu ai luat 5 sau tu ești 7 și X ia 9, că la sfârșit, la sfârșit când intri, pe, intri și încep să tratezi pacienți, oameni care vin la tine și sunt în, au dureri și alte chestii complicate, nu o să mai conteze chestia asta. Și cred că trebuie să existe mai multă canalizare pe asta, dar... Nu asta e întreținut în facultate, ci lupta asta, buget, taxă și alte chestii. și na. Unii sunt mai inteligenți și prind asta din facultate și zic, da, nu-mi pasă mie că asta e lupta, eu fac ce vreau eu și învăț ce vreau eu, dar majoritatea, da, cred că suntem, ca să zic așa, duși de val Știi? Uh -huh. Și zicem, da, acum fac facultatea, vreau să termin și apoi vine munca. Nu, 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 nu înțelegi. Când o să vină munca, va trebui să recuperezi ceea ce tu nu ai învățat până atunci și va fi muncă plus studiu. Și va fi mult mai greu. Bine, altfel o să și înțelegi situația când tu faci, de fapt, acele chestii. A, și foarte important, cel puțin pe meseria mea, este să nu crezi că dacă ai stat la partea stângă doctorului, că noi facem de foarte multe ori chestia asta, mergem în cabinete și încercăm să mai furăm și de acolo meserie, ca să zic așa. Sau crezi că dacă ai stat în partea stângă, o să ți ții ceva în minte și că știi ceva. Nu. Când ești tu, acolo o să, o să vezi că nimica nu e ca în cărți, nu nimic cum ai studiat aproape, dar e bine să citești ca să ai o idee cam ce ar putea să fie. Adică niciun pacient nu e ca la carte. No mm -hmm. way. Never. Nu o se întâmple. Poate ai noroc, mai vezi odată trei canale care sunt fix ca alea descrise de X, Y sau Z. Dar odată, odată la cinci ani. Așa? da, și cred că Trebuie să te concentrezi pe partea asta. Nu, nu poți să scapi. Nu există shortcut, sincer, în meseria noastră. O să mai încerci să le folosești pentru că nu ai timp și ești destul de stresat, mm -hmm. dar nu, nu există. O să ajungi mereu la punctul, trebuie să o iau pas cu pas și să învăț totul. Ok. E părerea mea. Uh -huh. Mai ales, cred că în meserile astea, adică vocaționale, ca să zic așa, că e avocatură, că e medicină, chiar, adică fără carte să înveți efectiv, nu cred că poți chiar să aplici um, în practică. Adică te-ai nu știu, să iei scurtături din asta, nu cred că ar fi cea mai bună. Nu, uh, nu. No, no. Bun. Vă uh, să te întreb, ai spus de, de bursa asta Erasmus, sau să ajuți studenții să plece în afară când era în timpul studiilor. Spuneți de ce ai făcut asta și probabil că atunci cumva ți-a venit ideea de a pleca un de a pleca din țară. Um, da, pentru că eu îmi doream foarte mult să fac chestia asta că nu eram chiar mulțumită cu sistemul, cu câtă practică aveam și da, în general, cu sistemul. Bineînțeles, există și o nuanță din asta. Iarba vecinului este mai verde și, dincolo, sunt cola câini cu colaci în coadă. Există și o mare influență de chestia asta. Când ajunge aici, îți dai seama că, da, ok, unele chestii sunt mai bune, dar altele sunt mai proaste, știi. Tu știi, poți să zici și tu. Sunt sigură că poți să confirm și tu chestia asta. Dar, într-adevăr, atunci îmi doream să cunosc și alt sistem pentru a vedea dacă se poate și mai mult și așa și într-adevăr se poate, cel puțin pe partea asta de orto, nu știu, eu sunt foarte mulțumită de unde sunt acum și sunt sigură că se face, Na. ai de fapt oportunitatea aici ca medic, asta este o mare, un mare plus, că ești lăsat să faci singur de la început și îți spun cu mâna pe inimă, nu, nu, se poate, nu se poate. Tu stai la stânga, înregistrezi niște chestii, dar când pui tu mâna să faci niște chestii, îți pui altfel de întrebări și îți dai seama că unele lucruri nu le știi. Și nu se poate, nu, este o mare, e un mare minus. Trebuie să faci tu cu mâna ta, îți spun sincer orice, bine, e bine să nu faci aceleași greșeli pe care le-au făcut 500 de mii de oameni. Inevitabil o să faci câteva greșeli în viața asta, pentru că, na, cum zic, germanii, fiecare are în uh, pivniță pifniță câte un schelet sau ceva de genul. Așa, ceea ce, din păcate, este mai mult sau mai puțin adevărat. Um, dar, da, eu îmi doream să fac chestia asta și îmi doream și pentru mine și pentru alții să creeze aceste oportunități. Și, din păcate, am intrat și foarte târziu. Am început în anul 6 să fac aceste oportunități. Sincer, chestia asta a dat foarte bine la CV-ul meu, pentru că eu acum lucrez și cu foarte mulți studenți. Chiar astăzi am avut examen cu studenții examenul de licență, nu a fost ca la noi, a fost puțin mai. Na. Bine, dar și eu am avut, eu am avut grupa profesorului, adică mentorul meu, și instant, adică se vede că energia e bună și hmm. ai un fel de din asta, adică nu poți să-l compar cu licența noastră sau așa, dar uh, uh, da. Mi-am dorit să creez oportunități pentru oameni pentru că eu nu le-am avut. Și ajunsesem într-un punct al, să zic așa, al vieții mele în care consideram că pot să fac chestia asta. Și am putut, într-o măsură, în altă măsură, am ajuns la un punct în care trebuia să-mi dau licența și să văd ce fac în continuare cu viața mea, și, deși mă străduisem pe partea asta. Cumva oamenii te lasă să trimiți scrisori să faci parteneriate, ca apoi să-ți se zică, dar știi că noi nu avem niciun program în engleză, dar facem noi ceva acolo, 5 minute pentru studentul care a venit din XY sau Z, știi? Și atunci, credem, adică nimeni nu și-ar dori să piardă un an de facultate sau ceva de gen, nu cred că e ok. Anyway, să nu intrăm în polemici, ca să zic așa, nu mai știm care e situația acum, deci să nu ne afirmăm noi așa freiwillig, cum ar zice un german, adică a, așa. Dar nu a fost foarte ușor, însă cred că colegii de acum se descurcă mai bine din ceea ce văd eu pe platformele de socializare și lucrurile s-au, oricum s-au îmbunătățit. Am văzut chiar și um, Chiar și o chestie cu e-health, adică se fac multe acum la Carol Dabila cu um, um, webinare din astea și te învață să faci pe sim simulări de computer, ceea ce mi s-a mi părut o treabă super. Adică, cred că s-au schimbat multe lucruri, ca să zic așa. Sau poate n-am fost eu atât de succesful și atât de focusată ca acum. Există două, două părți ale săbii. Bun. Dar, sunt curios de ce spui că licența a fost diferită aici, cu studenții tăi, versus România? Dar, te referi la modul de desfășurare sau la, pur și simplu, energie? Nu știu ce e diferit. Da, cred că la energie, sincer. Okay, okay, Dar okay. cred că numai profesorul are această energie și... Și eu mă înțeleg destul de bine cu studenții mei și când au văzut că sunt eu la comisie, bine, nu puteam să spun nimic, dar faptul că eram acolo și mă cunosc că sunt mai... tu, așa? Da, cred că a fost destul de ok. Nu știu, m-am -am bucurat. Mie îmi place să lucrez foarte mult cu studenții și țin foarte mult la educația lor pentru că... Ți-am zis, nu am avut chiar nu știu, dacă a fost vina mea că ți-am zis că nu eram foarte focusată atunci sau nu a fost ceea ce mi-am dorit eu așa. Nici aici nu este 100%. Poți... Ți-am zis că au și ei niște minusuri. Dar țin foarte mult ca ei să înțeleagă și să gândească logic ceea ce învață și să nu tocească acolo, știi, degeaba. Știi? Plus că mulți nu sunt pasionați de orto. Și atunci, trebuie să înțeleagă astfel încât acolo la test, la examen, să dea un răspuns corect, că au mai văzut o dată, au citit, au înțeles și nu să îmi spună mie cinci pagini de așa. Na, și erau toți îmbrăcați acolo la sacoași, drăguți. Na, și cu proful la fel, e foarte fanii. Mm. Da, a fost o atmosferă foarte bună. A fost trei ore la care mă gândeam așa cam cu nu știu cum să zic, eram și eu puțin stresată că era prima oară și cu șeful, știi ce zic, dar uh, a fost o atmosferă foarte bună și la sfârșit, de fapt, cred că asta a fost cea mai mare impact. Ai avut un fel de feeling din ăsta că, uite, tu ai contribuit și ai spus, ai dat o notă și acum oamenii ăștia se duc în lume și crezi un fel de viitor pentru ceilalți. nu n-ai făcut nimic, de fapt, tu doar erai acolo și scrie pentru prof. -ul. da, X și Y a vorbit și nu a copiat, dar uh, uneori fiind în cercul astea, știi, în care se uh, ești încurajat să gândești și să ai, e un vibe din ăsta bun și intelectual și așa, te simți tu bine, chiar dacă tu ești acolo. Nu, da, îmi place da. că practic debordezi așa o... se vede că îți place, știi? Când da, asta îmi zic și prietenii de când am început eu asta. asta. De când am început jobul ăsta, prieteni, mei, nu mă mai recunosc de aici. Sincer, se vede că îți place, se vede că nu mai. Dea... Adică am niște ne Bine, acum sunt machiată, tu mm. nu vezi. Dar, adică sunt, nu știu cum să zic, lucrez foarte mult, foarte mult. Eu sunt uh, șapte zile pe săptămână la muncă. Wow. Uh, și de obicei sunt de dimineața până la 90 seara. Adică, a, ce s-a întâmplat de Revelionul ăsta, au fost email mei la mine, știi. Și eu credeam, era 31, știi? Și eu credeam, era vineri, cred. Și eu credeam că, de fapt, pe întâi, seara e Revelionul și a trebuit să vină tata să mă ia de la muncă și să-mi spună, știi, e Revelionul, trebuie să mergem acasă, că trebuie să ciocnim un pahar și așa, știi? Și eram. Hmm, serios? Bine, făceam munca de promoție, adică eu cumva îmi fac încă o dată titlul de doctor, că așa e, așa, asta era în cerințele jobului. Uh, și așa, dar na, anyway. e practic, practic cred că ajungi în punctul ăsta uh, să faci, adică faci ce-ți practic nu mai lucrezi pentru că faci ce-ți uh. Da, sincer. Mm -hmm. Bine, pe de altă parte este foarte stresant că trebuie să mențin locul acolo și uh, colegii mei sunt foarte compe foarte competitivi, deci mm. Dacă știi ce înseamnă competiția sau ai auzit vreodată și te gândești la competiția aia, gen în sensul de așa, aici este ca și cum ne bagă cineva în ring. Bine, este unul dintre cele mai, ți-am zis, unul dintre cele mai mizate posturi asta pe care îl primim noi și așa, adică, ți-am zis, nu sunt destule locuri pentru ei, sunt trei locuri pe universitate și au câte universități sub 10, să zicem, maxim. Bine că la ei nu termină așa mulți stomatologi ca la noi, dar nu contează chestia asta, că în timpul anilor poți să te gândești, da, acum vreau să fac orto, știi? Și trebuie să ai un loc, vrei să-ți faci rezidențiatul și nimeni nu vrea să dea pe un master, ți-am zis, atâția bani și să nu faci practică. Deci trebuie, vrei și tu să ai, și să ai un titlu de drog. Doctor, ai altă prestanță, ai alte... Și înveți și mult mai multe, știi? dar e o competiție foarte mare, ceea ce cred că îmi și place, pentru că sunt cu căpățâna. A, și sunt, am și foarte mulți, uh, um, a, și sunt și într-o echipă care știu că ei sunt înaintea mea, pentru că n-au și câțiva ani în fața mea și altă experiență și atunci e foarte fan să te bați cu oameni care au mai multă experiență ca tine și așa, pentru că tu mereu la sfârșit, chiar dacă pierzi, să zic așa, vezi foarte mult din chestia asta. Ei, pe de-o parte, nu învață nimic, că tu ești un mititel acolo, știi? Mm. Dar, da. da practic. Îmi iubesc munca, practic. îmi iubesc tot ceea ce înseamnă ceea ce fac. Colegii și pe ei iubesc. Mm. Mm. Uh, Așa. Practic, te-ai pus pe te niște oameni mai smart uh. Adică mai smart, da. nu e niciodată da. mai smart sau de nu, nu, în... nu, 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 e bine uh. spus. Confirm. <laughs> Sunt mai smart decât mine. Te înconjori de oameni care te ridică. Asta vreau să spun. Um, da. Diana, ok, îmi place, știi, știi ce, voiam să te întreb, ok, cum ai ajuns în Germania și așa mai departe, dar vreau să trecem direct la, German în, în, la Berlin, pentru că cumva îmi place energia asta, așa că nu vreau să vorbim de, nu știu ce s-a întâmplat pe la UMF, ce s-a întâmplat uh, în România până să pleci. Hai să trecem direct în, în, în Berlin. Ai ajuns în Berlin, ok. Uh, Băi, ce mi se pare interesant aici, vreau să te întreb. Spunem cu Chiria asta. Practic, asta mi se pare o problemă reală de care te ivești. În, gen în viață, de care nu prea spune lumea la început, știi, cum era de exemplu, ai terminat studiile și, bum, te, te, te lovești de o problemă pentru că nu vezi, adică chiar e o problemă, știi, să-ți găsești chirie și așa mai departe. spune cum ai abordat treaba asta. Așa, off-topic, știi, Lăsăm mă lăsăm, ah. <laughs> studiile și așa mai departe. Practic, pentru cum, cumva, vreau să leg de ce ai vorbit mai înainte, de previdență, determinare, perseverență și așa mai departe. Așa... Uh. <laughs> Dacă ai ști, Ștefan, un, rezumat. <laughs> un rezumat. Aici rezumat. se stă cu mai mulți oameni în chirie. Asta este și ei stau cu mai mulți oameni gen, până ajung. Da, vezi ceva, ceva normal, adică nu mai de asta zic. Că da, da, e, e ceva e, normal. E, 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 e ceva, e efectiv o problemă, mai ales în orașele astea, Berlin, Londra, uh, Paris, uh, da. Deci eu am venit aici și în prima oară am stat la un tip care plecase în vacanță, adică, mă rog, era camera goală, el plecase în vacanță. Aia a fost super ok, am stat cu încă două fete, tot ok, dar aveam o lună la el, că doar atât avea vacanță om. Și am căutat, te duci la interviu și dacă tu nu faci jogging ca și persoana respectivă, nu primești. Nu primești locul Adică poți să fii tu Înțelegi oamenii Dar acum înțeleg acum înțeleg Că am avut și eu Am trecut și pe partea cealaltă baricade În care trebuie să țin eu aceste interviuri Și e destul de important să ai Gen oameni cu tine în casă Care fac acela au același program cu tine Fac același lucruri Că altfel e atmosfera casei uh -huh. uh, Da, și prima oară Um, a fost uh, nu foarte amuzant prin faptul că um, a trebuit să stau cu vreo. Stai, cât eram în casă, erau patru persoane și eu aveam o cameră prin care se trecea, adică un tip trecea prin camera mea ca să iasă afară și să ajungă în hol și în bucătărie și la baie. Um, și eu, în același timp, învățam nu că nu sunt pudică sau așa, dar e destul de... Mm. Um. Și în același timp învățam pentru examenul meu de medicină, mă rog, de limbă de specializare și erau încă trei oameni în casă. Deci nu știu dacă ți imaginezi, poți să simți chestia asta, deci nu te poți concentra deloc. Și aveam, camera mea avea două uși în partea asta și în asta, adică nu mai era perete din ăsta izolat deci unde se uita colegul din dreapta auzeam, colegul din stânga era mult mai silențios, era ok dar colegul din dreapta era anyway, catastrofă ca să zic așa, a fost groaznic până a venit Iulia și a zis hmm, stai puțin că nu mai vreau să stau aici unde stau pentru că probabil stătea cu o persoană puțin mai în vârstă decât ea, era o profesoară și și chestia asta e importantă știi să stai cu cineva care-i puțin mai apropiat de tine, mai faceți niște chestii împreună, că e și eu, ești un pic izolat fiind nou în oraș și uh -huh. și chestia asta e importantă. Și apoi cu Iulia am căutat, bineînțeles, ea era mult mai disciplinată decât mine și în acest lucru și cumva ea s-a ținut de treabă, eu eram ceva de genul, e, ok, bine, hai că găsim noi ceva, nu o să... Se întâmplă nimic, acum asta până acum, o stau și de acum încolo și am găsit un apartament pe care l-am luat doar pentru că aveam împreună, cum am spus, salariile destul de mari ca doctori. Și în Germania se uită primul lucru la salariu ca să știe, da, îți dau apartamentul, dar poți să îți plătești chiria. deci okay. Nu știu, okay. nu știu ce sfaturi să dau. Este o luptă aici în Germania pe chestia asta. E foarte greu. Acum mi-a venit cea mai bună prietenă din copilărie, adică am fost și cu ea la grădiniță și își caută, dar ea, spre exemplu, are, are un avantaj că primește relocare. Ea lucrează la TikTok. Wow. Și, da, și primește relocare. Și o ajută puțin cu chestia asta, că altfel nu ai nicio șansă și e foarte stresant. E foarte stresant. Dacă îți pierzi chiria, e foarte stresant. Și, na, eu acum sunt chiriaș principal, ceea ce înseamnă că e foarte greu să-mi dizolve contractul, ca să zic așa, dar mulți stau aici și sunt subchiriași. Și atunci, poate oricând să zică colegul tău care, mă rog, ei, Asta, principal, da, nu ne mai înțelegem, adio și drum bun. Mm -hmm. Și apoi, știi că mai ai patru luni până îți găsești ceva. Mm -hmm. Cumva, cred da. că atingi și partea asta socială și cum te integrezi cu diferite persoane. Și cumva, aici mă duce. Pot, putem să atingem ideea de networking, cu, practic, cu Iulia. Ați făcut împreună în așa fel încât să, să obțineți și un, un apartament, ceea ce. Adică ați avut noroc să fiți amândouă și să vă știți și așa mai departe. Uh, ok, revenim la, revenim la, la studii și la, la joburi. Spune ai, ai, practic, ai trecut prima multe etape, ok? Din nou, reviliență și așa mai departe, până la job de, până la job de acum, ok? Uh, ai amintit și de informatică. spune cum se legă informatica, de ce faci? Da, foarte interesant. Um... Eu am, când oare am descoperit că sunt bună la calculatoare? Ah, da, știu, știu ce s-a întâmplat. Um, când am aplicat pentru facultăți, um, toată lumea trimite ca CV la facultate aceleași lucruri. Sunt aceleași cursuri pentru ortodonți în toată Germania, același lucru, nu ești tu mai deștept decât colegul X care s-a dus la același curs, îți spun eu sigur, 100%. Um, și atunci m-am gândit, ok, uh, ce pot să fac ca CV-ul meu să fie mai unic și să... așa. Și m-am gândit, de fapt, din nou, am revenit la ceea ce îmi place, pentru că asta am făcut tot timpul. Am zis, pe partea asta pot să ajung cel mai repede mai sus decât ceilalți, pentru că îmi și place. Deci, ce fac eu în trei ore și stau cu capul doar acolo pentru că îmi face o mare plăcere... X o să zică nu, eu prefer să stau cu capul în altceva, știi? Și m-am întors la informatică, care îmi face o mare plăcere uh, și, nu știu, calculatoarele îmi vorbesc mie, ca să zic așa. Când, când am o eroare, cam știu care este problema, nu știu exact cum să o rezolv, dar, cumva, în capul meu îmi zic că calculatoarele sunt mult mai puțin complicate decât oamenii. Știi, și calculatoarele am zic mereu care este problema. Mă rog, asta e o chestie fani din capul meu, știu că ne e chiar așa, dar uneori mă mai distrez singură. Da, și am ajuns la partea asta cu calculatoarele, și acum este un nou trend, ca să zic așa, de a folosi în stomatologie foarte mult 3D și se încearcă să intre pe partea asta de stomatologie în domeniul nostru. Um, spre exemplu, cu Blender, o foarte, foarte multe programe din astea pe care înainte le foloseau artiștii, știi, adică creează personaje 3D, partea asta 3D, ca să zic așa, mm. pentru că s-au inventat scannerle intraorale și tot ce ai începe să se digitalizeze, știi? Um, și atunci am zis, ok, eu oricum mă pricep la calculatoare, hai să vedem ce -a... Ce se întâmplă, știi? Uh, și mi-a plăcut, am lucrat puțin mai mult pe partea asta, nu foarte mult, să nu crezi că sunt un expert sau ceva de genul. Asta m-a ajutat și bine că am știut eu pe la cursuri să mai întreb pe X sau Y dacă pot să mă bag pe partea asta de cercetare. Uh, și așa am ajuns la calculatoare. Bine, când am ajuns aici, am facultate, de fapt. Uh, Ți-am zis că eu trebuie să fac și, de fapt, asta scrie în contractul meu, că trebuie să am trei uh, publicații. Și atunci trebuie să încep să publici pe niște chestii pe care ești bun. Dar uh, în orice domeniu, nu o să, să reinventezi tu roata, adică cât citești mai mult cu cât îți dai seama că sau mai făcut niște chestii la care tu te-ai gândit doar că tu poți să le îmbunătățești și să folosești tehnologia de acum ca să duci un rezultat și mai bun, știi, dar nu o să faci chiar tu totul de la început, că, na, suntem pe Pământul ăsta de câți mii de ani. Sigur s-a mai gândit și un X la același lucru, așa. Poate n-a dezvoltat, dar s-a gândit la chestia asta. Și faptul bun la, la facultate este că ai și cazuri, ai și uh, software-ul respectiv și, din influența tatălui meu, care este inginer, um, s-a lipit așa ceva de mine, nu foarte mult, că partea de fizică o știe el mai mult, deși și eu o folosesc ca ortodont. Ai un mare plus dacă știi și partea asta de fizică. Um, și m-am gândit m-am tot gândit la tema mea de promoție, adică de doctorat uh, și am zis, da, să fac ceva și pe partea asta de fizică și așa am ajuns total să învăț trei, trei programe într-o lună sau două. Wow! Uh, Bravo! Da, nu întreba, nici eu nu nicio nu, mă, nu încerc să mă mai întreb, adică am învățat Blender-ul, am învățat FreeCAD-ul și uh, abacus -ul. Nu fac la niciuna din asta așa, mai ales că blenderul și Fricadu sunt open source și Abacus-ul... Și dacă aș vrea eu să le fac publicitate, software-ul lor costă 20.000 de euro, adică eu tot încerc să-l iau pe calculatorul meu de la muncă ca să nu mai merg atât de mult la muncă, numai că nu am cum să iau licența, deci nu fac nicio publicitate, cred că au destui din astea, destui bani. Um, ți am zis blenderul este o um, e foarte folosit de artiști pentru a face uh, personaje, simulări, mini filmulețe, eu îl folosesc pentru modele 3D pentru că poți să, mă rog, să le miști cum vrei tu, să le segmentezi cum vrei tu, să faci ce vrei tu cu chestia asta. Um, apoi celelalte două programe sunt uh, de. Uh, să creezi părți, cum ar veni. Adică e folosit și în industria automobilă, de ingineri, faci bări, tot felul de chestii ce faceți voi acolo, tu să-mi spui, nu eu, că nu sunt așa. Eu nu sunt inginer sau așa. Și partea bună este că încă n-am ajuns la potențialul meu maxim, acum sunt doar, m-am -am dus la partea de fizică și de inginerie, dar apoi vreau să... Am vorbit și cu Vodă despre chestia asta. Wow. Trebuie să învăț și, și python nu, pentru că mi-a dat o carte să o învăț. Că eu știu C++, dar, mă rog, și eu la trebuie să review. Dar dacă am învățat eu trei software-uri, software în două luni, e ok. nicio o problemă. Băi, mie, mie îmi place că te legi de partea asta. Uite, ai recomandat studenților pentru că fie e inspirație și știai ce avea să urmeze, de exemplu, cu toată... Nu vorbim doar de medicină, nu vorbim doar de ordonanție. Totul se leagă cu informatica. Cumva a fost doar șansă ca tu să te pricepi și să-ți alegi. Practic, că a fost întrebarea cum te diferențiezi față de ceilalți, ok? În, în, în Germania, știi? Și ai mizat pe informatică, practic. A fost, crezi, crezi că a fost doar șansă sau tu știai ce avea să urmeze, știi? Că practic... Asta nu știu dacă realizezi, dar te pune într-un loc foarte, foarte privilegiat, știi, să bin uh, rezidențiatul tău cu informatica. Cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare fenomenal. Practic, să fii medic uh, și să te juci cu software de astea, știi, în informatică, mi se pare, wow, super. Dacă aș fi profesorul ăsta, adică care ești un mentor, aș fi chiar impresionat. Și sunt impresionat. Adică, mi se pare super. Uh, Afinitatea asta, știi, mi se pare ceva unic. Adică, indiferențiat. Da, vreau spune. să zic că, spre exemplu, am avut eu o mare ambiție să să fac asta pentru. să fac o temă pentru Congres și eu de-abia venisem în octombrie, a fost foarte greu. Eu am preluat cazurile de la um, o specialistă, adică cineva a terminat și a fost foarte greu. Mă rog, a fost greu, mult. Aici nu primești o. Nu primești o, hai să te iau de mână să-ți arăt firma. Nu, aici e, te arunc acolo la rechin și vezi tu sigur în noți. Ceea ce e bine, e bine, e perfect, e ok. Ți-am zis, dacă nu faci tu, nu știi. Deci ok. Um, și am avut ambiția asta să fac tema asta, care nu avea nicio legătură cu, nu era din astea ale mele. La început i-am zis profului, mentorului meu, da, nu știu, o să încerc. Apoi am început așa, știi, să vin cu un fel de rezultate, și, sincer, m-a ajutat foarte mult, pentru că, de obicei, aici trebuie să vii dinainte, să dai timp, lucrurile merg destul de greu, așa, ceea ce uneori e bine, știi? Să ai timp să corectezi. E, nu. Mentorul meu a primit tema mea cu o săptămână înainte și eu nu terminasem, să, nu terminasem materiale și metode dintr-un studiu, ca să zic așa, știi? Dar într-un studiu mai e și introducere, de ce faci asta, citit de literatură, chestii și așa. Și a stat vineri, adică în ziua lui în care el termină la două și eu la fel, și a stat, mi-a corectat lucrarea, a zis, dar ce facem aici? Că dumneavoastră ați făcut ceva cam random așa, pentru că Așa sunt eu, o persoană super. Adică fac super multe chestii, vreau să le încerc pe toate. Și na, noi trebuia să scoatem din asta. Era foarte bună, adică și el a fost foarte... Am ales o temă la care el mi-a zis, da, și eu sunt interesat de chestia asta, mi se pare impresionant și așa. Dar, ce am zis, atunci când ai puterea de a te juca, încerci totul, știi? Și noi din asta trebuia să scoatem o lucrare științifică. Și a zis, hm, cum scoatem acum? Și eu am zis, domnul profesor, dumneavoastră să-mi spuneți că dumneavoastră sunteți mai, știi, mai inteligent și mai cu experiență decât mine. Și m-a ajutat foarte mult, adică chiar m-a susținut cu asta și, da, nu știu, proful meu este cel mai tare, sincer. Diana, spune-mi da. cum abordezi relația asta, știi, cu mentor. Va avea un mentor și când spun mentor, ai grijă, nu spun mentor oficial, știi, adică one-to-one, one, hai să explici cum se face X, Y, și așa mai departe. Pur și simplu, poate să fie și o, o, o smoză, e o smoză din asta, știi, adică te inspiri de la alte persoane, te inspiri de la cineva care, cumva, e într-o poziție care tu vrei să ajungi într-un viitor. Și sunt curios, adică, tu cum ai făcut, de exemplu, să uh, in, să ai relația asta productivă, știi, adică te-a ajutat proful pentru lucrarea ta Uh, și în general, adică pare că um, efectiv te ajută să faci lucruri mișto, cum aia, uh, cum și e și într-o țară străină, adică că de, de niște factori din punct de vedere în a găsi o, un mentor, ok? Și mentor, atenție, nu spun doar în sensul efectiv oficial, să fie one-to-one și -one, așa mai departe, ci pur și simplu un model dar în același timp să fie o energie, știi, între voi și să fie ceva productiv, adică tu să iei ceva de la persoana respectivă, să te ajute în carieră, studii și așa mai departe. Și poate că și tu la fel, adică persoana respectivă, la fel, de exemplu, cum mă uit eu la tine și ce faci cu informatică și perseverență și așa mai departe, cumva eu deduc treaba asta de la tine, știi, și cumva mă inspiri, practic, o să rezum întrebarea... Uh, de ce crezi că e nevoie ca tu să-ți găsești un mentor și de ce crezi că e nevoie ca tu să oferi ca mentorul respectiv, ca el să continue relația asta benefică, știi, pentru amândoi? Nu știu la care sens întrebarea. Mm, da, okay? da, da, cred că este nevoie de multă persistență. Eu mi-amintesc sincer acum că spui chestia asta din facultate când a venit, încep din nou cu vodă. Nu-i fac okay. publicitate. Îl salutăm, dar îl salutăm pe pe vodă Da, da. Um, a venit odată și și-a prezentat o lucrare la noi la bibliotecă și mi-a zis cumva că el a trimis 30 de mail-uri unui prof ca să ajungă la nu știu ce așa. E, fix așa este, până găsești. Adică unii oameni sunt renumiți pentru ceea ce fac și așa și vrei să ajungi la ei. Unii, na, poate nu sunt chiar așa cum o să te aștepți tu și e adevărat. Trebuie să-ți găsești oameni care sunt ca, ca tine, așa mai. Trebuie să fie ca tine. O să-i simți, mereu. O să simți acei oameni care sunt și te înțelegi și te înțelegi bine cu ei. E o chestie naturală. Nu trebuie să faci, tu, foarte multe uh, chestii. Dar trebuie să fii persistent. Adică să zici, bă, nu, mă interesez, nu să aștept să vină soarta și să-ți dea mură în gură, nu știu ce. Să fie acolo, persistență, să intri în aceleași, mă rog, nu cercuri, dar în aceleași, din astea, nu știu, știi că o să fie la prezentare X sau așa. Nu, nu neapărat să te duci să te bagi în vorbă, ci să știi despre ce este vorba. Eu Asta am avut strategic. un plus la interviul meu. Da, la interviul meu mi-a zis, mi-a zis, mai era cineva cu el acolo, care este coordonatoarea mea. Și mi-a zis, da, tu ai știut și mai mult despre ce se făcea la noi în facultate decât ceilalți care au venit, spre exemplu, la interviu. Tot așa, să intri acolo, să știi despre ce e vorba. Niciodată nu să ai toate informațiile, știi? Pentru că ei au un fel de sistem interior. Dar să auzi, așa e să fii persistent, să ajungi la el și apoi, în momentul în care ajungi la el, trebuie să te să fie o persoană super ok, ceea ce nu se întâmplă, nu știu, proful e unic, nu pot să zic. Așa, dar apoi cred că trebuie să ai grijă să dai și tu înapoi, normal că nu, nu poate să fie o relație numai din partea lui și așa, și să faci și tu să știi ce îl interesează pe el, ce e pentru el interesant și să ai grijă la chestiile astea, Uh, pentru că și el îți oferă timpul lui, deși deci tu poți să oferi niște mici chestii, nu știu, știi că vrea să fii, spre exemplu, punctual, vii și tu, na, naiba, te scoli mai devreme, iei cafeaua aia după starbucks -ul. nu așa, ca să zic așa, uh, sau știi că îl interesează unele proiecte de ale tale, sau așa, îi spui, vezi ce îl interesează și încerci să combin ceea ce e în interesul lui și al tău, ca să zic așa. Nu să faci doar ce e pentru tine. Da, și apoi, ca să zic așa, doar să te rogi să vă potriviți, pentru că există mulți oameni foarte ok, ți-am zis, dar să nu te potrivești. Și uneori e, e greu. Unii oameni sunt în alte perioade ale vieții lor, chestii trestii. Perseverență și să încerci să dai și tu să fii o relație, nu doar Mm, nu doar din partea lui sau așa, ci să fie un interes comun care să fie mereu și să vezi, mă, de, din informațiile astea, când mă învață chestia asta, pe chestia asta merge mai bine, nu știu, îi place să vorbească despre chestia asta, deci ce rost are să intri într-un subiect în care știi că va fi. te duci acasă cum mai venit, știi? Nu s-a întâmplat niciodată cu proful, dar zic așa, știi? Dacă vezi că îi place și animat pe o chestie, pe biomecanică sau așa, te duci tu cu mai multe subiecte despre asta, că știi că o să primești mai mult pe partea asta. Și, da, mereu o să ai și tu, față de alți oameni, chiar dacă ei sunt mai experimentați, o să ai alte chestii care sunt numai plusurile tale ca persoană. Ai, nu știu, un feeling față de pacient sau computere sau habar, n nu știu. Fiecare om are un plus pe care celălalt nu și l-a dezvoltat, chiar dacă are mai multă experiență decât tine. Și mereu e interesant. Adică, oamenii inteligenți mereu se simt bine în conversațiile în care mai învață câte ceva. Deci, nu trebuie să fii tu pe același domeniu geniu sau așa. Bine, n-ar fi rău, dar nu se poate. Um, Că... Inteligent. Na. Îmi place ce spui. Spunem, spune de exemplu, e adevărat, vorbim de nemți aici. Cât de adevărat e că sunt foarte punctuali sau dedicați cu privire la, 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 la job și în viață în general? Adică avem stereotipul ăsta că nemții sunt, germanii sunt foarte serioși? E, um, e punctualitatea, da, dar o să înveți că începe și ție să-ți placă. Deci au inclusiv să-ți scrii, gen să fie totul aliniat, așa, știi? Da. <laughs> și după ce stai mai mult timp în Germania... Și încep să vezi așa că e alinea tu, îți, îți spun, începe să nu-ți mai placă. Deci nu știu cum să spun, eu sunt o persoană foarte random, nu țin la chestiile astea. Dar îți dă, îți dă așa o plăcere interioară, nu știu cum să zic, și să fii punctual. Ți-am zis și în seara asta când a trebuit să vin și știam că o să întârzii puțin, m-a stresat chestia asta pentru că îți face cumva plăcere să fii așa, știi, ok. Um, fa faptul că sunt dedicați jobului, da, nu știu ce să zic, nu știu cum e în alte din astea, dar uh, cantitatea de muncă care este aici în domeniul meu și al Iuliei, spre exemplu, și inclusiv prietena asta mea din copilărie care a venit, mi-a zis, da, este foarte mult, e extrem de mult. Um, nu știu dacă sunt mai dedicați sau nu, depinde de fiecare, depinde ce job are și depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia, dar e mult. Cel puțin în domeniul meu e destul de mult. Da, bine, uneori poți să stai. Noi acum avem niște săptămâni care sunt, ți-am zis, proful meu este în carantină, Uh, și avem doar cu studenții, adică avem cursuri sau așa, și nu avem, noi avem în fiecare miercurs, spre exemplu, uh, o discuție a departamentului în care noi, care suntem rezidenți prezentăm ceea ce am citit noi din niște jurnale pe care le primim. Uh, și apoi discutăm pacienții și chestia asta uh, e de la ora 8 jumate la ora 12 jumate, în care ești acolo efectiv. Nu numai în competiție, dar și intens concentrat, știi? Și noi acum cam frunzărim, așa, ca să zic așa. Deci nu pot să zic că acum este o perioadă bună de a spune ce se întâmplă la muncă. Și ei se schimbă foarte mult când nu mai au stres la muncă. Spre exemplu, eu nu mai îmi recunosc colegii. Eu primesc o în fiecare zi, îmi încep ziua bine, sunt gen, ce cu voi, măi prieteni? Așa? Deci au, nu știu, dar e un stres foarte mare, nu știu dacă sunt mai strict sau așa, dar da, nu. au un stres foarte mare și din facultate, la fel, ți-am zis, sim chestia asta. Sunt, na, nu știu ce să zic, tu... sunt, e un alt fel mod de educație, na. Um, tu vorbești în germană sau în engleză, în mod normal, la birou? Nu, eu vorbesc doar în germană. În... Wow, nice. Uh, de mult? Bine, da, spune. Scuze, continuă. Uh -huh. nu, 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 spune tu. Voiam să te întreb cât de mult te-a ajutat faptul că vorbești limba să te integrezi din punct de vedere... Uh, bineînțeles, să te integrezi cât de cât știi, adică îmi dau seama cât de greu e să te integrezi <laughs> cu adevărat, știi? Dar, nu de... sunt integrată, dar uh, ok. Adică empatizezi, mm -hmm. știi, de asta... Ghidinia de integrare, știi? Cât de, cât de benefic e să vorbești limba, limba respectivă? Poate ai, de exemplu, prieteni care nu vorbesc german, știi? Pentru că Andreea, de exemplu, cu care am vorbit episodul trecut, ea vorbește doar în engleză la, la, la birou. Și toți, cumva, tot anturajul e, cumva, sunt străini care la fel au venit în Berlin și, și loc, locuiesc acolo. Dacă cunoști limba, cred că ți-e mai ușor, cumva, să intri în contact cu, cu germani, cu oamenii de-ai locului. Poate e greșit. Vreau să spun, sincer, nu ai nicio șansă, nici măcar 1% mm -hmm. să te integrezi dacă nu știi limba. Mm -hmm. O okay. să spun, nici așa nu te poți integra. Îți spun, sincer. <laughs> Bă, eu, da. Um, dar um, măcar dacă cunoști limba, nu, aici nu ai, nu, deci nu ai absolut nicio șansă. E atât de multă um, birocrație și toate chestiile astea pe care trebuie să le faci și uneori. Deci nu există, nu există varianta în engleză, nu există, nu sunt oameni aici, nu toată lumea face. Asta e urât, sună urât, dar nu toată lumea face facultate și atunci nu toată lumea stă și învață și engleză și franceză cum e la noi, știi? Și atunci chiar nu poate comunica cu tine, nu știu cum să spun. Adică omul ăla nu, 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 nu te poți integra deloc fără limba germană. În Germania. Mm -hmm. Pot să dau, îți dau scris, dacă vrei. Băi, spun același lucru în Franța sau cred că peste tot e același lucru. Vreau să te întreb dacă te privind acum înapoi în liceu, crezi că ai tratat limbe, limbile străine diferit? Da, mentalitatea asta. Spune ce ai recomanda unui, unui, unui licean, unui student acum cu privire la limbile străine? Că... Dacă te apuci de o limbă, să nu faci pauză. Okay. Never ever. Never ever. Eu am făcut pauze. Eu am învățat foarte mult. Eu știu că, cred că la, la, școala generală știam să vorbesc mult mai bine decât acum. Dacă faci pauză, se uită tot. Deci, ceea ce... Tot progresul tău, cred că asta e o chestie generală în viață. Uh -huh. Trebuie să continui pe aceeași din asta, că altfel uiți. Deci, no way, dacă te-ai apucat, folosește-o. Folosește-o la orice, nu știu. Ascultă și filme, citește în limba respectivă, altfel tot ceea ce ai băgat tu acolo și ai ajuns la un moment dat la un, un nivel foarte mare, se va uita și, într-adevăr, poți să ajungi din nou la acel nivel, dar o să, tu o să te ofti singur și o să zici, a, ce bun eram eu, știi, la asta când, nu știu când. Okay. Și uiți, cel mai nașpa este partea asta de articole, cel puțin la germană. E groasnic. Cred că sunt... Eu nu știu cum acceptă oamenii ăștia printre ei, dar asta este. Da. Am o personalitate drăguță când nu mă enervează lumea, așa că nu au încotro. Plus că am aproape mai băieți în departament, deci... deci e preferata... E viață <coughs> grea. Și sunt și cea mai mică de acolo. Încă o dată da. foarte trist. Da. Băi, um... Oricum, cu privire la, la limbi străine, cred că e un life hack pe care personal, în liceu, nu-l nu, nu priveam din perspectiva asta, știi, ca un life hack. Pentru că efectiv, adică te ajută din, enorm. Bineînțeles, dacă rămâi într-un loc, poate nu, nu conștientizezi cât de benefic e. Și chiar dacă ești într-un loc, să zicem, stai, ești din România și stai doar în România, e super benefic dacă lucrezi, mai ales în ziua de azi, cu companii internaționale, cu totul e conectat. Dar E un life hack pe care nu îl conștientizam când eram în liceu. Și nu contează că e franceză, okay. germană, poți fi orice limbă, dar e super, super, uh, uh, super uh, important. Și pur și simplu, și dacă te duci la un date și vorbești uh, din străină... Dar e... spune-ne, Ștefan, da? <laughs> spune-ne mai multe. <laughs> și dacă vorbești în franceză la un, uh, în franceză la un date, yeah. <laughs> uh, Da. Bine, nu ăsta e motivul <laughs> pentru care învățăm din străină, sau poate că ăsta e... <clears throat> uh, ok. Diana, spunem, spunem de greșeli. Adică, practic, mi se pare super mișto ce ai făcut. Mm -hmm. Ai... Cumva ai dat dovadă de curaj, cur curiozitate și perseverență, și com ai comis, practic, pur și simplu, ai stat concentrată pe viziunea ta, practic, ai știut ce vrei să faci și ești aici, ești într-un loc mișto și pe personal se vede din discuții și din. Noi suntem pe video, acum poate ascultătorii nu, 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 nu observ, <hie> au cum să știe, dar suntem pe video și se vede. Uh, Spunem și de greșeli sau de momente grele. Adică ai să nu ne mai ales, de exemplu, când ești într-o țară străină, poate ai momente dificile, spunem cum ai făcut și cum faci față, în general, la, la ceva ce e greu, la uh, situații dificile. Și nu, nu vreau, mm. adică, nu vreau să fim neapărat personali sau, adică, să spui ceva, ceva super personal, ci măcar dacă ai o metodă pe care o aplici uh, pentru a face față în momentelor astea. O să fie, nu de... nimica depresivă, am înțeles. La mine, la mine, de exemplu, poate să fie alergat, știi? Adică alergatul efectiv mă ajută în, dacă mă simt, mă simt cumva uh, uh, obosit și așa mai departe. Alerg și cumva ridic moralul și așa mai departe. Poate la tine e altceva, e citit sau cumva ți-ai dezvoltat ceva. Spune-mi, povestește-mi de treaba asta. Um, există aici mai multe puncte. Spre exemplu, momente grele sunt la începutul carierei, când mm -hmm. e totul nou și așa. Uh, acolo le-am mai dat sfaturi. Mai, avem o, uh, mai am o prietenă, uh, sau ca să zic așa, o cunoștință de la uh, facultate, care s inițial vrea să vină în Germania și apoi a fost în, uh, a plecat în Paris, este acum în Paris. Mm -hmm. Și tot așa, după un anumit timp, m-a întrebat cum ai reușit în, în primele luni când ai intrat în meserie foarte greu. Sincer, e foarte greu. Nu te-a pregătit nimica pentru ceea ce se întâmplă. Uh, și aici, ăsta e doar un punct. din Nu o să aibă toată lumea aceeași experiență când intră în meserie dar pe partea asta pot să-i ajut pe toți stomatologii, cum a ajutat pe mine prima mea șefă, care nu a fost cine știe ce mentor, dar cu chestia asta a avut dreptate și mi-a spus, știi, după șase luni le-ai văzut pe toate, nu există să nu reușești să fiu, să reușești să faci tot ceea ce așa. Ceea ce a fost adevărat. Și mi-a confirmat și tipa asta care Serena, dacă ne ascultă, pot să-i zic și numele. Salut! Uh, și mi-a confir, uh, mi confirmat și ea de uh, chestia asta, pentru că vezi atât de multe lucruri încât înveți. E un proces de învățare, uhum. până la urmă. Asta este unul. Al doilea, că și tu ai spus de chestia asta cu sportul, e foarte important. De multe ori devenim obosiți de viață sau depresivi sau așa când. E o mare adevăr. Când nu petrecem destul de mult timp, adică nu dormim destul, nu mâncăm ce trebuie, nu ieșim la puțin aer, se întâmplă. Adică eu cunosc, eu am perioade când știu. Deja când încep să devin depresiv, îmi zic, trebuie să te, te culge. Adică sunt ca, un, ca o băbuță din aia, dar e adevărat, știi? Adică multe din astea sunt pentru că depunem un foarte mare efort pe care tu nu ți-l imaginezi ca un efort, că nu stai să faci salturi sau, nu știu, să alergi în, la maraton, dar este un mare efort și nu ne dăm seama de chestia asta și de multe ori intrăm într-un din ăsta de overthinking, dar tu de fapt ești doar obosit și nu mai, nu mai poți să fii așa fresh să zic a, am acum foarte multe idei. De fapt, eu văd chestia asta la mine. Dacă nu dorm, nu poți să fac aceleași conexiune ca atunci când dormi bine. Deci e o mare diferență. Sunt de la cel mai prost om la cel mai inteligent om. Nu știu cum să zic. Și chestiile astea e nașpa pentru că nu-ți dai seama. Și dacă, și dacă mai ai și anxietate ridicată, nu poți să faci, adică nu reușești să te calmezi. Tu vrei să dormi. Trebuie să ai grijă de chestiile astea. Trebuie să ai mare grijă de ceea ce faci. Ăsta e punctul 2. Și punctul 3, că am ajuns la partea Așa, um, în ultimul timp am înnebunit-o pe mama, îl ascult pe Kobe Bryant, adică i-am auzit toate astea, bine și înainte de așa, am înnebunit-o, îi dau mereu citate din el, dar um, ideea este că asta a spus și el, orice, nu trebuie, trebuie să treci, tre... el spune ceva de genul că trebuie să treci peste tine, de, peste rușinea asta pe care o ai când nu ți iese ceva bine. Orice failure este o din asta din care înveți. Nu există, nu e la sfârșit, oricum. Ai greșit, ai învățat azi și are foarte mare dreptate când spune azi lucrurile vor merge bine, mâine rău, azi bine, mâine rău, mereu va fi așa. Ideea este să faci ceva, ceea ce îți place, mâine va fi mai bine, depui același efort. Nu contează. Din... El spune ceva de genul, da, greșelile și când am un failure, e de fapt un challenge, știi? Devin excited. E ceva la care nu mă briceam și trebuie să fac mai bine, știi? Um, da. Adică, cred că asta e o mentalitate destul de bună, să treci peste rușinea asta, să treci repede peste momentele astea, să vezi ce ai învățat din ele. Bine, dacă nu sunt foarte nașpa, na. Dacă sunt foarte nașpa, trebuie să ții cam o săptămână, să treci peste și te, să te gândești ok, ok, a fost, e foarte nașpa. Nu știu, s-a întâmplat ceva, e foarte nașpa. Există două variante, ori mă opresc și zic ok, asta a fost, am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele, Mă opresc aici și gata. Sau zic, ok, trebuie să o las cumva în urmă și să trec mai departe, că poate o să am succes sau se va întâmpla ceva. Deci, nu există decât să faci un pas înainte. Nu există. Și chiar dacă nu vezi luminița de la capătul tunelului, există mereu și trebuie să fii pregătit. Kobe spune ceva de genul. Uh... Mereu va trece furtuna și atunci tu trebuie să fii pregătit când ea e gata. Și e adevărat. Și deci mereu sunt chestiile astea. Da, eu sunt, eu sunt mare fan sport și așa, pentru că cred că atleții. Cred că oricine ar trebui în viața asta să asculte foarte mult ceea ce fac atleții și așa, pentru că ei au chestia asta cu ups and downs foarte, foarte des. Și atunci învață. Și de mici și așa, de a trece peste chestiile astea și de a crea o mentalitate în care nu mai ești mă rog, așa tare afectat de chestiile astea, fluctuațiile vieții. Ei trebuie să o facă gen de la meci la meci. Azi am pierdut, mâine trebuie să câștig, știi? Noi o facem într-un ritm, am un proiect, poate n-a ieșit, mai văd ce se întâmplă, știi? Adică avem cel puțin o lună între ele, dar ei au săptămâna asta, fac asta, săptămâna viitoare și nici nu au gen... Am făcut proiectul, da, mi-a dat șeful o promoție, știi? Am, încep sezonul și apoi s-ar putea să câștig din 200 de echipe, știi? Adică, cred că oamenii ar trebui să asculte mai mult chestia asta, ceea ce fac ei și așa. Și, da, cred că ăsta este punctul 3. Punctul 4 este, este conjorii de oameni care te susțin, pur și simplu, te susțin și să nu fi, să nu te uiți prea mult. Oamenii care, deci, nu știu, oamenii care sunt acolo pentru tine și așa, tu poți să fii cel mai idiotă persoană din lume, nu trebuie să faci chestii așa. Ei te plac oricum, deci mereu să ai un grup de prieteni, eu nu cred în chestia asta că o să se ducă totul așa și mereu te vor accepta cu toate prostiile, că nu ai, că ai un timp mai că ai mai mult de muncă, știi, și nu poți să vorbești cu ei sau așa. Mereu veți veni din nou în cercul ăla în care aveți ceva pasiune comună și începeți să vorbiți foarte mult și așa. Deci nu o să fii niciodată singur, singur în adevăratul în mod al cuvântului, că uneori te simți singur și stingerit în orașele astea mari în care, cum spune un coleg de-al meu, ceea ce m-a mirat, că na, așa, sunt create niște legături foarte superficiale. Da, într-adevăr, dar tu ai legăturile tale și mereu vei crea cu oamenii care sunt acolo pentru tine și așa niște legături um, pe care nu, nu cred că orice faci tu, alea vor fi mereu acolo, că sunteți la fel de tu ai văzut asta, Ștefan, la fel de inteligenți, ca să zic așa. Băi, um, Diana, îmi <laughs> place. Putem, putem să o lăsăm aici, dar vreau să te întreb, crezi că am luat ceva, um, uh, ceva pe podcast um, pe care vrei să-l amintești. Um, mie uh, mie da, place. vreau să le spun, da, scuze-mă. Continu, adică spune, spune orice, orice idee, orice vrei să lași uh, la, la final de podcast pentru studenții, uh, oricine. A, nu vrem, dar să le spun oamenilor <laughs> Am nevoie de foarte multe contacte pe partea asta de networking și tot încerc. Nu știu de ce, e este atât de greu. Unde, să unde găsești. poate să te găsească? Pe mine poate să mă găsească și pe Instagram-ul meu și pe. Ok, o să lăsăm de Instagram în descriere. <laughs> ori, o, oriunde, și pe mail, și pe așa, pentru că. Da, asta vreau să zic gen oameni de la poli, chestii din astea, calculatoare, bio, orto, totul e interesant. Finanțe mm. e bine. e Totul e bine. Facem Cui... acolo. Acum e da. șansa, pentru că acum sunt uh, într-un loc în care pot să fac foarte multe, știi? Și depinde cine vine, cu ce ofertă. Eu mă mulesc foarte bine cu mulți oameni. Asta vreau să zic. Uh, uh, uite, urmărești, Net. am pe podcast, nu știu, de la mm. finanțiști până la Uh, știu, l-am pe Matei, tu din liceu, cu uh, director de fotografie, uh, ce am, uh, imobiliare, <laughs> uh, inginerii, antreprenori, uh, nu știu, pot să, pot să, și mi place cum ai spus, ai vorbit cu Vodă, bine, oricum, cu Vodă, -l, vodă -l știa dinainte, dar se, se întâmplă conexiuni, știi, de norma podcastului. Uh, oamenii care ascultă un episod și apoi intră în contact, știi, între ei și ce sfaturi, mi se pare super, super interesant și uh, adică mă bucură, știi, când se întâmplă asta. Așa da, că... Da, faci o treabă niște <laughs> știi, știai, nu? Băi, na, sper. Um, cu așa invitați, adică eu nu fac nimic, practic, voi faceți toată treaba. <laughs> e și discuția asta să fie întreținută uh, este un... Uh, trebuie să ai anumite calități. So... Ok. Um, ok, Diana. Um, băi, eu, adică îți mulțumesc încă o dată mm, și putem să o lăsăm aici. Deja, cred că mm -hmm. e primul, primul podcast, nu? Cred că -a, o să da. urmezi. Am impresia că o să urmez. <laughs> <laughs> um, ok. Um, atunci, hai să o lăsăm aici. Îți mulțumesc încă o dată și noi ține legătura, da? <laughs> Uh, da. Um, uh, băi, și oricum Eu opresc, 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 opresc um, o să opresc.